Familia Ioniță din Vărsătura, județul Brăila, se laudă cu Steluța, mama eroină, Căprița, care a reușit performanța de a făta patru iezi. Evenimentul rar a avut loc duminică după amiază, iar proaspăta mămică, Steluța pe numele ei, și-a uimit stăpânii, aceasta aflându-se la a patra fătare. Gospodăria celor doi brăileni s-a mărit astfel cu două fetițe și doi băieței. Stăpânul, Constantin Ioniță, spune că a hrănit-o pe Steluța cu ciocane, lucernă, dar și frunză de cireș și plop. Eu am fost surprins, am și o vârstă de 75 de ani, am trăit și eu prin mai multe gospodării, prin mai multe locuri, dar n-am auzit ca să fete o capră patru, ai capră cu trei iezi, mai e și poveste, dar ca să fii cu patru, n-am auzit. Dacă ești pasionat, nu e greu. Am și ciocani, tot din gospodăria mea. Și crede că acest lucru a contribuit la fertilitatea caprei. Acesta și-a făcut deja planuri pentru cei patru iezi. Să văd care din ei, din băieți, că la fete nu mă bag pentru că mi-e milă și fetele le dau la schimb să iau băieții și băieții îi sacrific. Unul de Constantin și Elena, cum mai cheamă Constantin, unul de ziua lui nevastă mea, că e Sfânta Marie, de Sfânta Marie, că o cheamă Maria. Maria Ioniță a moșit-o pe Steluța și a rămas uimită atunci când a adus pe lume patru iezi. De când sunt 20 de ani, în fiecare an am avut capre. Niciun an. Primul an când am venit am spus fără capră nu stau. Când își revine capra și asta și nu mai are iezi, iau dimineața aproape 2 kg de lapte, seara 2 kg de lapte. De ajuns cât să... Da, să fac brânză să, pentru două familii, pentru băiat și pentru noi. În afară de capre, familia Ioniță mai are în curte 50 de păsări, pentru că alte animale sunt greu de îngrijit, având în vedere că cei doi sunt la o vârstă destul de înaintată.